Bună ziua și bine v-am găsit, dragi copii! Numele meu este Loredana Caia și sunt profesoară de limba și literatura română la școala gimnazială Octavian Goga din Cluj-Napoca. Astăzi vom face o lecție de limba română, vom face o lecție pentru clasa a șasea. Astăzi vom învăța despre textul narrativ literar și despre figurile de stil care apar în asemenea texte. Și anume, astăzi vom vorbi despre personificare, comparație și hiperbolă. Înainte de a începe cu un text literar, vă voi spune că astăzi vom învăța să citim cu atenție textul, să găsim cuvintele necunoscute și să vedem sensul lor, să uh, găsim uh, diferite întrebări care ne ajută în înțelegerea textului și să găsim figurile de stil și rostul acestora pentru ca împreună să putem descifra sensul textului literar. Dar înainte de a porni la drum, voi începe cu o ghicitoare, de fapt cu două. Prima ghicitoare pe care uh, vă voi spune este totul înghețat în drum florile pe geam acum, în sobă focul trosnește, spune, ce anotimp este? Și cea de-a doua ghicitoare este, a venit baba din munți, peste râuri făcând punți și a prins, spunând povești, Flor de gheață la ferești. Cine este? Mă gândesc că v-ați dat seama, da? Este iarna, anotimpul iarna. Și Înainte de a vă citi textul pe care l-am pregătit astăzi, aș vrea să vă gândiți voi la o mică povestire. La o mică povestire alcătuită din două-trei enunțuri despre o întâmplare care vă vine în minte când auziți cuvintele: iarnă, vânt, ger, zăpadă, fetiță. Poate să fie cât de scurtă se poate, dar o întâmplare care vă vine în minte când auziți aceste cuvinte. Având în minte textul pe care tocmai l-ați compus, spre exemplu, e iarnă, vântul suflă cu putere dinspre pădure sau orice alt text pe care l-ați format, vom începe o călătorie spre un text literar care conține, printre altele, aceleași cuvinte. Și acum am să vă invit la lectură. Vă rog să ascultați cu atenție povestirea pe care v-am pregătit-o. Se numește Poveste de iarnă și este scrisă de Mircea Sântimbreanu. Când se trezi din somn, fetița auzi un zgomot prelung. Goniți din urmă de un bici ierător, pe acoperiș alergau parcă toți elefanții circului, căutându-și nebuniți scăparea undeva în podul casei. Fetița se repezi la fereastră, dar nu văzu nimic afară. Iarna aș lipise de geam fața ei de gheață. Aha, e viscol, gândia, își face baba iarna de cap. În aceeași clipă, vântul zgâlții ferestrele și a zvârli în ciuda spre fetiță un vârtej de zăpadă. Babă, zici? Ei bine, lasă că o să-și arate baba puterea ei. Când o să ieși din casă, o să te iau pe sus ca pe un fulg sau o să te îngrop într-unul din troienele mele. Până atunci o să se facă poteci. Uite, oamenii au ieșit cu lopețile. Iarna a făcut un salt peste casă și porni în vârtejuri rumegând un alt plan. Cu nămeții n-am putut-o opri în casă, dar am să vâr pe ia gerul, găsesc eu o crăpătură, o gaură, ceva și o să îngheț totul bocna. N-am să plec de acolo. Acesta este textul, prima parte a textului copii și ați observat că în text întâlnim unele cuvinte pe care este posibil să nu le cunoaștem la prima lectură și anume, bici, Bici este un obiect alcătuit dintr-un băț și o împletitură de curele folosit de obicei pentru animale. Dacă trăiți la țară, este posibil să-l cunoașteți bine. Dacă nu, doar din dicționar. Viscol este un vânt puternic însoțit de minsoare. A zgâlțâi înseamnă a scutura, a cutremura, a zvârli, a arunca, înciudat, ciudat, cu ciudă sau chiar supărat. Poteci, cărări, alei, troiene, înseamnă nămeți, mormane de zăpadă, să vâr, să introduc, a îngheța bocnă, a îngheța tare. După ce vedem cuvintele necunoscute, ne apropiem de înțelegerea textului. Care propoziție arată cel mai bine ideea principală a fragmentului pe care l-ați citit? Fetița a văzut un elefant, vântul zgâlție ferestrele, baba iarna dorește să se răzbune pe fetiță. Așa cum probabil v-ați dat seama, ideea principală este baba iarna dorește să se răzbune pe fetiță. Până acum, cât de mult seamănă iarna pe care ați imaginat-o voi cu aceasta pe care am întâlnit-o în text? Și răspunsul numai voi îl puteți da, da, dacă seamănă foarte mult așa și așa sau deloc. Ce credeți că se va întâmpla în continuare? Ce credeți că va face baba iarna? Vom citi textul și vom afla. Izbutise tocmai să strecoare un firicel de ger pe sub ușă când o văzu pe fetiță urcând din pivniță cu brațul plin de lemne. Aha! Șuieră iarna către ger. Vrea să ne alunge cu căldura sobei. Nu-i nimic, tot o pedepsim noi. A uitat mușcatele între geamuri. Dacă ne punem pe treabă, într-un ceas le degerăm pe toate. Până la ele nu răzbate căldura. Vântul și gerul ocoliră de câteva ori casa luându-și parca vânt, dar când să se năpustească asupra ferestrei, rămaseră încremenit. Fetița luase mușcatele din fereastră și le așezase pe o etajeră, departe de frig. Nu, babă iarnă, n-ai să intri aici și nici în prejurul casei n-am să te las multă vreme și nici pe trotuar, că ce o să presar cenușă. Și în acest fragment copii am întâlnit unele cuvinte necunoscute. Izbutise, reușise, pivniță, beci, a șuiera, a fluiera, a degera, a amorți de frig, a ocoli, a înconjura, a se înseamnă a năvăli, a da buzna, iar mușcatele sunt plante decorative cu flori roșii, albe sau roz. Este foarte posibil să le aveți și voi la fereastră. Acum, haideți să vedem împreună cât de bine ați ghici comportamentul iernii înainte să citiți partea a doua. Și aici, cum vă spuneam, fiecare dintre voi răspunde într-un mod personal, da? Total, am anticipat perfect, bine, am ghicit doar câteva elemente sau deloc. Ce se întâmplă copii, de fapt, în partea a doua? Alegeți varianta corectă notând adevărat sau fals în dreptul propozițiilor. Iarna reușește să strecoare un fir de ger pe sub bușă. Fetița aduce lemne din beci. Iarna plănuiește să înghețe trandafirii. Fetița pune florile la adăpost și iarna se hotărăște să renunțe. Dar noi trebuie să încercuim sau să subliniem adevărat sau fals. Și, după cum observați, iarna reușește să strecoare un fir de ger pe sub ușă, este adevărat. Fetița aduce lemne din beci, este adevărat. Iarna plănuiește să înghețe trandafiri, este fals, ea plănuiește să înghețe mușcatele. Fetița pune florile la dăpost, adevărat, iar iarna se hotărăște să renunțe, este fals. Ce credeți că se va întâmpla mai departe? Ce vă face să credeți asta? Și am ajuns la ultima parte a poveștii. Așa, atunci o să vin și mâine, și poi mâine, mereu. Lupta noastră nu s-a sfârșit, urla amenințătoare iarna. O să vedem noi care pe care, mai zise și lungerul de mână și câteva brațe de fulgi, se îndepărtă, dar nu prea departe. Venea în fiecare zi, dădea de târcoale casei, ba uneori chiar încerca să se strecoare înăuntru. Fetița însă veghea. Până într-o bună zi când, de la geam, zări în curtea casei doar câteva petece de zăpadă. Pământul scotea aburi, iar streșinile picurau voioase. S-a dus baba iarna, zâmbi fetița, apoi aduse mușcatele pe pervaz. O pală de vânt rece se năpustia asupra lor, dar nu le ajunse că se prăbuși într-o băltoacă, trăgând după sine și gerul. Și astfel, ultimul vânt al iernii rămase acolo sub ultima pojghiță de gheață. Cuvintele necunoscute din această parte e posibil să fie Dădea de târcoale, înconjura, pervaz, este partea de jos a tocului unei ferestre, pojghiță, strat subțire care se formează pe suprafața unui lichid sau pe suprafața apei în general, și acum, cât de mult ați ghicit din ceea ce s-a întâmplat în această parte? Foarte mult? Am fost pe aproape? Sau așa și așa? Cum vă spuneam, la aceste întrebări doar voi puteți răspunde într-un mod personal. Voi știți cât de bine ați înțeles sau ați anticipat textul. Oricum, pentru o mai bună înțelegere, îl puteți citi și în reluare și pe canalul de YouTube, el există și îl puteți citi textul de câte ori doriți voi. Ce s-a întâmplat copii, de fapt, în partea a treia? Haideți să vedem. Alege varianta corectă, notând adevărat sau fals, în dreptul fiecarei propoziții. Iarna a continuat să o amenințe pe fetiță, Fetița și-a cumpărat o sobă nouă. Fetița a constatat că baba iarna a plecat. Iarna nu a mai încercat să o supere pe fetiță. Și observăm că iarna a continuat într-adevăr să o amenință pe fetiță. Fetița și-a cumpărat o sobă nouă. Este fals, da? Fetița a constatat că baba iarna a plecat. Adevărat iar iarna nu a mai încercat să o supere pe fetiță, este fals. Ea a încercat până în ultimul moment. Cum credeați că se va încheia povestea? Vă așteptați la un alt final? Ați observat copii că în text am întâlnit mai multe cuvinte necunoscute. Am să vă rog să alcătuiți cu cinci dintre cuvintele nou învățate enunțuri. Cuvintele sunt viscol, troiene, adegera, pivniță și pervaz. Ca și model, eu, voi puteți să faceți orice fel de enunțuri. Eu am să vă dau câteva exemple. Tata nu se pornește la drum pe timp de viscol. Copiii se joacă printre troiene și fac oameni de zăpată. Florile din grădină au degerat. Bunicul păstrează vinul sau merele în pivniță. Fereastra mea are un pervaz curat. Și acum, copii, urmează alte exerciții. Selectează din text cinci cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical. Numește tema textului și transcrie din text trei cuvinte cheie care te-au ajutat să identifici tema. Cinci cuvinte care aparțin acelui câmp lexical sunt iarna, gheață, viscol, zăpadă și troiene. Tema textului, cum ați intuit-o de la început, este iarna. Iar trei cuvinte cheie care ne pot ajuta să identificăm tema sunt iarna, zăpada și gerul. Reținem, copii, tema unui text. Este ideea generală care se desprinde din lectura acestuia. Se poate descoperi prin întrebarea despre ce este vorba în text. Poate fi aflată prin identificarea cuvintelor cheie. Și acum, după cum știți de anul trecut, în textul narativ se pot îmbina mai multe moduri de expunere: narațiunea, descrierea și dialogul. În special atunci când folosesc descrierea, dar și când utilizează celelalte moduri de expunere, scriitorii doresc să-și impresioneze cititorii folosind un limbaj cât mai expresiv, prin îmbinarea armonioasă a figurilor de stil. Și în textul Poveste de Iarnă există figuri de stil prin care autorul își transmite ideile într-o formă unică, într-o formă artistică. Să pornim așadar să le aflăm și să descoperim ce ne transmit ele. Observăm, avem așa, atunci o să vin și mâine și poi mâine mereu. Lupta noastră nu s-a sfârșit. Urla amenințătoare iarna. O să vedem noi care pe care. Mai zise și luând de mână gerul și câteva brațe de fulgi se îndepărtă. Observăm, în această secvență, iarna, despre care noi știm că este un anotimp, da? urlă și amenința asemenea unui om. Se sugerează astfel o atmosferă înfricoșătoare. Prin urmare, iarna manifestă o acțiune omenească. Se comportă ca un om nervos, da? În plus, observăm, ia gerul de mână și pleacă cu el ca doi oameni care ies la plimbare. Reținem copii, personificarea este figura de stil prin intermediul căreia se atribuie însuși romenești unor ființe necuvântătoare, unor obiecte sau unor fenomene ale naturii. Unde întâlnim noi personificarea. Personificarea copiii să știți că se întâlnește atât în texte literare în versuri, cât și în proză. În texte literare în versuri o întâlnim de regulă în poeziile pe care le citim, da? La Eminescu se regăsește, spre exemplu, în somnoroase păsărele. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină dorm în pace. Observăm personificarea, este ușor de sesizat, da? Izvoarele suspină ca un om, da? Codrul negru tace și florile dorm. Iar în texte literare, în proză, se întâlnește, spre exemplu, avem un fragment din legenda Ghiocelului: A fost odată o rază de soare, și iată că, într-o bună zi, raza de soare a hotărât să se plimbe prin grădină. Observați, raza de soare hotărăște, ia o decizie, asemenea unui om. Și acum să exersăm împreună. Pe un text pe care eu vi l-am pregătit, o strofă, am să vă rog să identificați personificările aflate în versurile. Râul strălucind în soare ceartă sălciile care toată ziulica dorm. Este o strofă din George Topârceanu, Zi de vară, și... Mai am o strofă de Lucian Blaga, tot vară, iar timpul își întinde leneș clipele și a între flori de mac. Observați, ne jucăm și cu anotimpurile, da? Nu există figuri de stil speci... doar pentru poeziile de iarnă sau doar pentru poeziile de vară, dar ele sunt peste... Uh... Poeziile, de fapt, sunt pentru a le citi cu drag și în orice anotimp și figurile de stil noi le putem identifica uh, foarte ușor. Spre exemplu, aici ați observat râul ceartă sălciile care, râul ceartă, da, și sălciile care toată ziulica dorm, iar în a doua timpul și întinde leneș clipele și ați pește, da, a doarme între flori de mac. Mergem mai departe la textul nostru, revenim la el și găsim când o să ieși din casă, o să te iau pe sus ca pe un fulg sau o să te îngrop într unul dintre oienele mele. Observăm că autorul compară modul de a lua pe cineva cu modul de a lua un fulg comparația se face, evident, pe baza asemănărilor. Fulgul este ușor, deși persoana se va lua pe sus foarte ușor. Reținem copii, comparația este figura de stil prin care sunt comparați doi sau mai mulți termeni pe baza unei asemănări, cu scopul de a pune în evidență unul dintre aceștia. Între termenii comparației apar cuvinte sau grupuri de cuvinte. Ca, cum, ai doma, asemănător cu, întocmai ca, precum, asemenea, cât, la fel ca. Toate aceste cuvinte fac legătura între termenul comparat și cel comparat. Unde o întâlnim? O întâlnim în vorbirea de zi cu zi, da? Spre exemplu, voi puteți spune, mama a făcut o prăjitură. Dulce. Și cineva întreabă: Cât de dulce? Și tu spui: Dulce ca mierea. Da? În speranța că uh, cel care ascultă știe cât de dulce este mierea, și atunci știe și cât de dulce este prăjitura mamei. Comparația copii se întâlnește în, și în texte literare, în versuri. E aerul limpede astăzi, ca apa în pârâul de munte. Observați, limpede ca apa. Și în texte literare, în proză, mic cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede și o colea de pe margini frunzișoara care l-a dăpostise. Cu ochișorii lui mărunți, cât niște fire de colb, îl cuprindea întreg. Colb înseamnă praf, copii, și observați aici comparația se realizează cu ajutorul cuvântului cât. Iar în strofele pe care vi le-am dat pentru, ca și exercițiu, avem o strofă dintr-o doină populară. Mi era drag bădiți al meu și dragă eram și eu, că avea ochii ca cicoarea și obrazul cum e floarea. Când eram pe ea lumița și ca un glob de aur luna strălucea, Dimitrie Bolintineanu. Observați, copii, comparația, mă gândesc că ați văzut-o ușor, ochii ca cicoarea. Cicoarea este o plantă care are floricele mici albastre. Deci asemănarea se face pe baza culorii, da? Și obrazul cum e floarea. Observați, comparația se realizează cu ajutorul cuvântului cum. Și ca un glob de aur, luna strălucea. Nu este greu să ne dăm seama de ce se face această comparație, da, luna care este rotundă, galbenă, da, ca un glob de aur. Și revenim la text. Când se trezi din somn, fetița auzi un zgomot prelung. Goniz din urmă de un biciu pe acoperiș alergau parcă toți elefanții circului, căutându-și nebuniți scăparea undeva în podul casei. Observăm că autorul exagerează în mod intenționat zgomotul auzit de fetița. Este clar că pe acoperiș nu puteau alerga elefanți. Aceștia ar fi distrus casa cu totul, dar ei nu pot să încapă într-un pod. Dar el totuși ne spune acest lucru pentru a accentua. Cât de tare se auzea zgomotul. Și reținem noi, hiperbola este figura de stil ce constă în exagerarea intenționată, da, micșorând sau mărind un obiect cu scopul uh, de a accentua o idee, o trăire o întâlnim copii în texte literare, în texte literare, în versuri. În pletei crește mușchiul și mușchi pe a lui sân, barba în pământ ajunge și genele în piept. Se observă ușor exagerarea și nu căci părul s-a făcut de o mie de ori mai înalt de cum era, de ajunsese crengile în nouri. Observăm. Iar exercițiul pe care îl aveți voi este uite mă căciula frate mare cât o zi de post aoleo ce urs mi-a fost au sub dânsa șapte sate adăpost aici ar trebui să identificăm hiperbola și să spunem ce figură de stil ajută la crearea hiperbolei mă gândesc că ați observat că este o exagerare da? căciula mare cât o zi de post, ca un urs, da, au sub dânsa șapte sate adăpost. Clar că nu se pot adăposti șapte sate sub o căciulă. Iar figura de stil care ne ajută este comparația. Copii, în finalul lecției de astăzi, reținem, pentru a înțelege un text literar, trebuie să citim cu atenție textul, să căutăm sensul cuvintelor în dicționar, să alegem sensul care se potrivește contextului nostru, textului nostru dat, să răspundem la întrebări legate de text și să aflăm din răspunsuri. Și din înțelesul figurilor de stil, sensul textului. Aceasta a fost lecția noastră de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și pentru atenție, aștept să ne revedem cu bine.